Capitolul 48. Leo. La început, Leo a crezut că parbrizul era lovit de pietre. Apoi și-a dat seama că era lapoviță. La marginile ferestrelor s-a format gheață, iar vizibilitatea era blocată de valuri consistente de gheață. O furtună de gheață? A strigat Piper ca să acopere zgomotul motorului și vântul. Se anunța vreme rece în Sonoma? Leo nu era sigur. Dar furtuna asta avea ceva premeditat, răvoitor. De parcă ar fi fost trimisă în mod intenționat. Jason s-a trezit repede. S-a târât înainte și s-a prins de scaunele lor. Probabil că ne apropiem. Leo era prea ocupat să se lupte cu manșa ca să îi răspundă. Dintr-o dată nu mai era chiar atât de ușor să conducă elicopterul. Mișcările au devenit lente și sacadate. Întreaga mașinărie se cutremura în vântul rece ca gheața. Elicopterul probabil că nu era pregătit să zboare pe vreme rece și refuza să răspundă la comenzi. Au început să piardă din altitudine. Dedesubt, pământul era acoperit de copaci și ceață. În față le-a apărut creasta unui deal și Leo a tras de manșă, trecând razant pe deasupra copacilor. Priviți, a strigat Jason. În fața lor se deschidea o mică vale, iar în mijloc răsărea silueta întunecată a unei clădiri. Leo a îndreptat elicopterul într-acolo. Peste tot în jurul lor sclipeau lumini care îi aminteau lui Leo de trasoarele de pe domeniul lui Midas. Copacii se rupeau și explodau la marginea luminișului, prin ceață treceau siluete. Peste tot părea să se ducă o luptă. A aterizat pe un câmp înghețat, la vreo 50 de metri de casă și a oprit motorul. Era gata să se relaxeze când a auzit un șuierat și a văzut o siluetă întunecată care se năpustea spre ei prin ceață. Ieșiți! A țipat Leo. Au sărit din elicopter și abia au trecut de rotoare când un zgomot puternic a zdruncinat pământul, doborându-l pe Leo și împroșcându-l cu gheață. S-a ridicat abia ținându-se pe picioare și a văzut că elicopterul fusese turtit complet de cel mai mare bulgăre de zăpadă din lume. O bucată de zăpadă, gheață și pământ de mărimea unui garaj. Ești bine? Jason alerga la el, însoțit de Piper. Amândoi păreau să fie doar pătați cu zăpadă și noroi. Da. Leo s-a cutremurat. Cred că îi suntem datori doamnei pilot cu un elicopter nou. Piper a arătat spre sud. Lupta se dă acolo. Apoi s-a încruntat. Ba nu, e peste tot. Avea dreptate. Sunetele de luptă răsunau în toată valea. Zăpada și ceața îi împiedicau să-și dea seama. Dar peste tot în jurul casei lupilor, păreau să se dea lupte. În spatele lor se înălța casa de vis a lui Jack London, o ruină masivă din piatră roșie și cenușie și grinzi necioplite din lemn. Leo și-a imaginat cum arătase înainte să ardă, o combinație de cabană și castel, așa cum ar fi construit un tăietor de lemne miliardar. Dar acum, înconjurat de ceață și lapoviță, locul avea un aer singuratic, bântuit. Leo era convins că ruinele erau blestemate. Jason, s-a auzit o voce de fată. Din ceață a apărut Talia, cu hanoracul acoperit de zăpadă. Avea arcul în mână și tolba aproape goală. S-a apropiat în goană, dar a apucat să facă doar câțiva pași până când un căpcăun cu 6 brațe, unul dintre telurici, a apărut din furtună în spatele ei cu câte o bâtă în fiecare mână. Ai grijă, a țipat Leo. S-au grăbit să o ajute, dar Talia avea situația sub control. A făcut un salt scoțând o săgeată în timp ce pivota ca o gimnastă și a aterizat în genunchi. Căpcăunul a primit o săgeată de argint între ochi și s-a topit, transformându-se într-o grămadă de lut. Talia s-a ridicat și și-a recuperat săgeata, dar vârful era rupt. Asta a fost ultima. A tras iritat un șut grămezi de lut. Căpcăun tâmpit. Frumoasă lovitură, totuși, a spus Leo. Talia l-a ignorat ca de obicei, ceea ce însemna, fără îndoială, că ea îl credea mai mișto ca oricând. Ea l-a îmbrățișat pe Jason și a salutat-o din cap pe Piper. La fix, vânătoresele mele dețin controlul în jurul conacului, dar putem fi depășite oricând. De telurici? A întrebat Jason. Și de lupi, slujitorii lui Lycaon. Talia și-a îndepărtat un fulg de pe nas. Și de spiritele furtunii. Dar i-am dat lui Eol, a protestat Piper, care a încercat să ne omoare, i-a mintit Leo. Poate că a trecut iar de partea GA. Nu știu, a spus Talia, dar monștrii se refac aproape la fel de repede cum îi omorâm. Am cucerit casa lupilor fără nicio problemă. Am surprins gardienii și i-am trimis direct în tartar. Dar apoi s-a stârnit viscolul ăsta ciudat. Am fost atacate de valuri de monștri. Acum suntem înconjurate. Nu știu cine sau ce conduce atacul, dar cred că a fost bine pus la punct. A fost o capcană menită să ucidă pe oricine încearcă să o salveze pe Hera. Ia unde e? A întrebat Jason. Înăuntru, a spus Talia. Am încercat să o eliberez, dar nu știu cum să rupem. Nu știm cum să rupem gratile cuștii. Mai sunt doar câteva minute până la apus. Hera crede că acela e momentul când Porfirion va renaște. În plus, majoritatea monștrilor sunt mai puternici noaptea. Dacă noi eliberăm pe Hera în curând, nu era nevoie să-și termine gândul. Leo, Jason și Piper au urmat-o spre conacul în ruine. Jason a trecut pragul și s-a prăbușit imediat. Hei! Leo l-a prins în timp. Fără de asta, omule, ce s-a întâmplat? Locul ăsta. Jason a clătinat din cap. Îmi pare rău. M-au năpădit amintirile. De ce mi-ai fost aici? A spus Piper. Amândoi am mai fost, a spus Talia. Fața ei era sumbră, de parcă ar fi retrăit moartea cuiva.
Aici ne-a dus mama când era Jason mic. L-a lăsat aici și mi-a spus că a murit. Pur și simplu a dispărut. M-a dat la lupi, a murmurat Jason, la insistențele Harry. Ea m-a dat la lupi. Partea asta nu știu, dar ea s-a îngruntat. Cine e lupa? O explozie a zguduit clădirea. În apropiere s-a format un nor albastru în formă de ciupercă, făcând fulgii de zăpadă și gheață să zboare ca o explozie nucleară rece. Poate că nu e momentul pentru băi, a sugerat Leo. Arată-ne-o pe zeiță. Odată ajuns înăuntru, Jason a părut să se descurce singur. Casa era construită sub forma unui U gigantic și Jason i-a condus între cele două aripi spre o curte interioară unde era o piscină goală. Pe fundul piscinei, exact cum i-a părut să lui Jason în vis, două turnuri din piatră și rădăcini penetraseră fundația. Unul dintre turnuri era mult mai mare, o chestie întunecată, masivă, înaltă de 6 metri, care, credea Leo, arăta ca un sac pentru cadavrele de la morgă, doar că din piatră. Sub masa aceea din formă putea distinge forma unui cap, niște umeri lați, un piept masiv și brațe ca o creatură băgată în pământ până la brâu. Nu băgată, ci care ieșea din pământ. În celălalt capăt al piscinei, celălalt turn era mai mic și mai firav. Lujii erau cât niște stâlpi de înaltă tensiune, iar Leo se îndoia că și-ar fi putut băga mâna printre ei. Dar chiar și așa vedea ce e înăuntru. În mijlocul cuștii era Tia Calida. Arăta exact așa cum își amintea Leo, părul negru acoperit cu un șal, rochia neagră de văduvă, fața ridată, ochii înfricoșători. Nu strălucea și nu radia niciun fel de putere. Arăta ca o muritoare obișnuită, ca fosta lui Bona nebună. Leo a coborât în piscină și s-a apropiat de cușcă. Hola, tia, ceva probleme? Ea și-a încrucișat brațele și a suspinat exasperată. Nu mă inspecta ca pe o mașinărie de-a ta, Leo, Valdez, scoate-mă de aici. Talia s-a apropiat și s-a uitat dezgustată la cușcă sau poate la zeiță. Am încercat tot ce am putut, Leo, dar poate că nu m-am implicat cu totul. Dacă ar fi după mine, aș lăsa-o pur și simplu acolo. O, Talia Grace, a spus zeița, când voi ieși de aici, îți va părea rău că te-ai născut. Termină, a izbunit Talia. N-ai fost decât un blestem pentru toți copiii lui Zeus. Ai trimis niște vaci cu probleme intestinale după prietena mea, Annabeth. A fost lipsă de respect. Mi-ai scăpat o statuie pe picioare. A fost un accident și l-ai luat pe fratele meu. Vocea Taliei era gâtuită de emoție. Aici, chiar în locul ăsta, ne-ai distrus viețile. Ar trebui să te lăsăm pe mâna Jay. Hei, a intervenit Jason. Talia, surioară, te înțeleg, dar nu e momentul. Ar trebui să-ți ajuți vânătoresele. Talia și-a îngreștat fălcile. Bine, fac asta pentru tine, Jason, dar dacă mă întrebi pe mine, nu merită. Talia s-a întors, a sărit din piscină și a ieșit furtunos din clădire. Leo s-a întors spre Hera, cu un respect prefăcut. Vaci cu probleme intestinale? Concentrează-te pe cușcă, Leo, a bombonit ea. Și Jason, ești mai înțelept decât sora ta. Mi-am ales bine salvatorul. Nu sunt salvatorul tău, doamnă, a spus Jason. Te ajut doar pentru că mi-ai furat amintirile și ești mai bună decât alternativa. Că veni vorba ce-i cu chestia aia? Arătat spre celălalt turn care semăna cu un sac de granit. Oare îi se părea lui Leo sau turnul chiar se înălțase de când ajunseseră acolo? Acela Jason, a spus Hera, este regele uriaș care renaște. Oribil, a spus Piper. Într-adevăr, a spus Hera. Porfirion, cel mai puternic din neamul lui. Gea avea nevoie de multă putere pentru a-l face să se ridice din nou. De puterea mea. De câteva săptămâni devin tot mai slabă, pe măsură ce esența mea e folosită pentru a-l face pe el să crească sub o nouă formă. Deci, ești ca o lampă cu infraroșu, a spus Leo, sau ca îngrășământul. Zeița i-a aruncat o privire amenințătoare. Dar lui Leo nu-i păsa. Bătrâna aceea îi făcuse viața mizerabilă încă din copilărie. Avea tot dreptul să o chinuiască. N-ai decât să glumești cât vrei, a spus Hera tăios, dar la apus va fi prea târziu. Uriașul se va trezi și mă va pune să aleg. Mă mărit cu el sau ajung în pământ. Și nu pot să mă mărit cu el. Asta mi-ar distruge. Și după ce vom muri, Gea se va trezi. Leo s-a uitat încruntat la turnul uriașului. Nu putem arunca în aer sau așa ceva. Fără mine sunteți lipsiți de putere, a spus Hera. Ar fi ca și cum ați încerca să distrugeți un munte. Am făcut deja asta azi, a spus Jason. Tu grăbește-te și eliberează-mă, i-a cerut Hera. Jason s-a scărpinat în cap. Leo, poți să faci ceva? Nu știu. Leo a încercat să nu se panicheze. În plus, dacă e zeiță, de ce nu s-a eliberat singură? Hera se foia furioasă în cușcă, blestemând în greacă antică. Folosește scrierul, Leo Valdez. Te-am ales pentru că ești inteligent. Odată ce un zeu e prins, puterea lui e inutilă. Și tatăl tău m-a prins odată într-un scaun de aur. A fost umilitor. A trebuit să-l implor să mă elibereze și să-mi cer scuze pentru că l-am gonit din Olimp. Mi se pare corect, a spus Leo. Hera s-a uitat atât de urât la el, cum numai o zeiță o poate face. Te urmăresc de când erai copil, fiul al lui Hephaistos, pentru că am știut că va veni acest moment când m-ai putea ajuta. Dacă e cineva care poate găsi o cale de a distruge monstruozitatea asta, tu ești acela. Dar nu este o mașină. E ca și cum Gea și-ar fi scos mâna din pământ și... Leo a amețit.
și amintit cuvintele profețiilor. Fierarul și porumbița cușca o vor nimici. Stai, am o idee. Piper, am nevoie de ajutorul tău și vom avea nevoie de timp. Aerul s-a răcit brusc. Temperatura a scăzut atât de repede că lui Leo i-au crăpat buzele, iar respirația i s-a transformat în aburi. Înghețul a acoperit pereții casei lupilor. Au intrat mai multe spirite venti, dar în loc să fie oameni înaripați, aveau forma unor cai, cu trupul din nori întunecați de furtună și coamele brăzdate de fulgere. Din câțiva dintre ei ieșeau săgeți de argint. În urma lor veneau lupi cu ochii roșii și telurici cu șase brați. Piper și-a scos pumnalul. Jason a smuls o scândură înghețată din podeaua piscinei. Leo a dus mâna la centură pentru scule, dar era atât de șocat că tot ce a putut scoate a fost o cutie de bomboane mentolate. Le-a băgat înapoi, sperând că n-a observat nimeni, și a scos un ciocan. Unul dintre lupi a înaintat. Trăgea după el statuia unui om pe care o ținea de un picior. Ajuns la marginea piscinei, lupul a dat drumul statuii ca să o poată vedea și ei. O sculptură în gheață a unei fete, o vânătoreasă cu părul scurt, țepos și o expresie surprinsă. Talia! Jason s-a repezit în față, dar Piper și Leo l-au tras înapoi. Pământul din jurul statuii Taliei era deja înghețat. Leo s-a temut că dacă Jason o atingea, ar putea îngheța și el. Cine a făcut asta? A țipat Jason. Corpul lui era plin de energie electrică. O să te omor cu mâna mea! De undeva din spatele monștrilor, Leo a auzit un râs de fată, limpede și rece. Ea a ieșit din ceață, în rochia ei albă ca zăpada, cu o coroană de argint prinsă în părul ei lung și negru. L-a privit cu aceiași ochi căprui adânci despre care Leo spusese în Quebec că sunt atât de frumoși. Bonsoir, mes amis, a spus Chione, zeița zăpezii. I-a oferit lui Leo un zâmbet înghețat. Vai, fiul lui Hephaistos, ai spus că ai nevoie de timp? Mă tem că timpul e un instrument de care nu dispui.